Bine, nu ne dădeam nicio șansă. Așa spuneam. Facem trei gale și după aia atâncim ca să nu avem. Uite că după 5 ani de zile avem 20 de evenimente. Dynamite Fighting Show. Vă urez mult succes mâine, să faceți show, să vă luptați cu inima, pentru că pentru asta o să vă iubească clipul cu adevărat. Să vă luptați cu inima. Da? O seară frumoasă și ne vedem mâine la eveniment. Mulțumesc! Mult succes mâine seară. Doamne ajută să iasă totul foarte bine. Mulțumim frumos, aveți și revistă! Sportive emoții înainte de o gală? Normal, toți avem emoții, dar emoții constructive. Și cum le vă calmați nervii? Nu sunt niște nervi de calmat, ne gândim la ce avem de făcut, suntem pregătiți, antrenați și totul se vede în ring. E șansa vieții tale? Da, pot să spun că este șansa vieții mele. Și cum ai primit vestea că vei lupta? Păi m-am antrenat de foarte mult timp, trebuia să mă bat în Urban Legend, dar a vorbit maestru cu Cătălin Moroșanu, care îi mulțumesc, și lui domnul Alin Huiu, și mi-a acordat șansa să lupt în DFS. Ce ai făcut în ziua în care ai aflat că vei urca în ring? Am fost foarte, foarte fericit și m-am antrenat foarte, foarte mult și foarte tare. Pe cine ai sunat? Spune-mi ceva, pe mama, pe tata, pe cine ai sunat? N-am sunat pe nimeni, m-am antrenat și atât. Cum a fost și la conferința de presă, am dat eu luptă de palmare sau nu? Teoretic da, practic nu, nu se știe niciodată. Ce știi despre adversarea ta? Știu că este o luptătoare bună, luptătoare complexă, a luptat și afară, într-adevăr la amatori, a câștigat și ea la Cupa Telur ca la mine și consider că și-a câștigat șansa de a lupta cu mine. Cum fac fetele să ridice o sală în picioare? Prin simplu fapt că sunt fete într-un sport de băieți. O să vă cărați punct? Normal. Sincer să știți că fetele se bat mai rău decât băieții și chiar este dovedită chestia asta. Adică să ne așteptăm la o super bătaie mai seara. Nu, super bătaie între fete. Fetele se bat mult mai tare decât băieții. Andreea zice că fetele se bat mai mult, mai tare ca băieții. Nu neapărat mai tare, ci care mai mulți pumni. Da, cam așa sunt fetele. Mai bătăioase așa de fel, nu știu de ce, dar... Da. Te așteptai să fii în... să lupți în gala lui Moroșanu? Bine, tu, dacă o să ai o carieră impresionantă, o să spunem că ești Cătălin Moroșanu în versiune feminină. Mă așteptam, dar nu acum, sincer, și mai ales cu Andreea Cebuc. Îmi doream un meci cu ea, chiar îmi plănuiam să am pe viitor, dar nu mă așteptam chiar așa de vreme. Dar dacă Dumnezeu mi-a dat această ocazie, de ce nu? Bucuria mea, abia m-am așteptat, m-am antrenat cu drag însă. E momentul tău? Simți că e momentul tău? Te-am văzut curajos, cu încredere multă. Să rămânăm? Da, trebuie să fie momentul meu, am muncit foarte mult pentru el, așa că, da, sper să fie. Tu vii de la Cupa Telur, ai o șansă acum, ești focusat să profiți de ea? Da, automat o să profit la maxim de această șansă, vreau să mă remarc, vreau să profit de ea să ajung cineva. Cât ai pregătit pentru lupta aceasta? La fel de mult. Cum? La fel de mult și de greu cum am pregătit pentru fiecare meci. Absolut toți adversarii mei, pentru ei mă pregătesc în același mod. Ți-e frică de vreun adversar? Nu, mi-e frică doar de mine însumi, atât. Cu mai multă experiență decât adversarul tău, dar pare încrezător și vrea să joace șansa. Bineînțeles, fiecare luptător are șansa lui, așa că îl respect pentru chestia asta, dar experiența și, cum am spus, talentul este de partea mea. Ești cât de pregătit ești? Cel mai pregătit. Pentru acest meci am muncit foarte, foarte mult și foarte tare. Te-ai gândit cum vei sărbători în cazul în care vei învinge? Cu iubita probabil că vom pleca într-o vacanță sau ceva de genul ăsta. Gata? Pregătit? Da. Mai dur, dur. Dur, cel mai dur. Dur, cel mai dur, da. Pregătit. Te-ai uitat în oglindă? Da, astăzi de dimineață, da, la sesiune de poze, da. Sunt foarte pregătit, aștept cu nerăbdare meciul de mâine, revanșa de mâine și eu și Ionuț sunt sigur că o să dăm totul în ring. Credeți-mă că nu ne gândim la sănătatea noastră când ieșim acolo și mâine o să iasă o bătaie mare. Cel mai bun să câștige. Accidentarea ți-a stat pe creier? Nu mă deranjează, nu mă gândesc la ea. Chiar n-am nicio problemă, o să dau mâine foarte tare cu piciorul ăsta. Cu același picior? Cu același picior, da. Te-ai gândit cum o să sărbătorești? Dacă o să câștigi. Beau. Ce anume? Glumesc. Sărbătoresc, da, normal. După, mai bine să fie câștig, victorie, Doamne ajută. Și după victorie și după înfrângere sărbătorești. Te relaxezi, e normal, fiecare sportiv știi, trebuie să știi să se relaxeze după meci. Torni o sticlă de șampanie în cap? O beau mai bine decât să beau doar de cap. Își toarnă adversarul tău o sticlă de... Nu, o toarnă pe gât, dacă reușește să te învingă.
Tu ce, la ce te-ai gândit? Eu pe 21 octombrie o să am un alt meci și mă pregătesc pentru meciul respectiv. Deci după meciul ăsta cu el, intru direct la pregătire. Ai un ascendent moral? Da, mă simt foarte bine moral, sunt tot timpul pregătit. Am primit... Faptul că l-ai învins te face să fii mai încrezător? Da, clar. Și o să-l înving și de data asta. Cum spuneai, era cam pasiv adversarul tău? Da, nu-mi transmitea nimic și nu exprima nimic pe expresia feței lui. Nu puteam să reacționez, mi-era milă de el. Și dacă se transformă într-o fiară mâine seară în ring? Doamne ajută așa să fie. Mâine cu siguranță se transforme, 100%. Dar sunt conceput să câștig, v-am zis. Intr-o ring să câștig 100%. A avut foarte mulți susținători la cântarul oficial. Cu siguranță vei avea și mâine foarte mulți susținători. Da. Mâine va fi sala arhiplină. Majoritatea vor veni pentru mine. Au venit și copilașii cu... Exact. Sunt de la tine? Carte, da. Sunt elevii mei. Cum te-ai pregătit pentru lupta aceasta? Psihic cel mai tare sunt pregătit și nu știu, odată ce ești psihic, ești fizic și așa mai departe. Sunt pregătit, am toate calitățile să câștig. Forță, viteză, explozie și mindset. Te-ai gândit cum o să sărbătorești? Nu. De fapt, cred că o să mănânc pizza. Pizza și clătite, cred că. Asta e pofta pe care o am. L-am întrebat, glumind, evident, dacă nu e așa că nu e prea mare diferența între el și adversarul său. Yes, it's a bit different, but height and weight doesn't matter, you know. We'll see the skills tomorrow. E o diferență între noi, dar înălțimea și forța nu mai contează. Vom vedea ce va fi în ring. What do you think it will happen tomorrow evening? Ce crezi că se va întâmpla mâine? Really, I don't know. We will see. Nothing is for sure, you know, like the fight game. So we'll see tomorrow what happens. Nu știu exact ce se va întâmpla mâine seară. Vom vedea, evident, în ring mâine seară la gală. Thank you very much. Wow, l-am văzut pe adversarul tău. Wow, și eu l-am văzut. Cam mare. E mare, este o nouă provocare pentru mine și am acceptat-o cu drag. Cum ai acceptat? E cu 30 ceva de centimetri mai înalt. Știți, noi oamenii nu ne place să riscăm în viață, de-aia nu ieșim în evidență, de-aia nu mulți stăm în zona noastră de confort. Încearcă, asta e, ai încercat, că pierzi, că câștigi, de fapt nu pierzi nimic, câștigi o experiență. Toți colegii tăi din promoție au fost impresionați de cât de mare este. Știu că este foarte mare, eu sincer n-am mai văzut un sportiv atât de mare la noi în gală, în România. Sărbătorești într-un mod deosebit? Te gândești la victorie? Ești focusat? Sunt focusat la victorie, ca de obicei. Sărbătorit. Strâng familia aproape, copiii. Mi-au în brațe și aia e sărbătoarea mea. Pentru mine copiii sunt tot universul meu. Îți plac turcii? Bună seara! Bună seara! Îmi place mâncarea turcească, dar e mai bună românească. Am văzut că a fost așa, un dialog între România și Turcia. Într-adevăr, el a venit la noi în România și ar trebui să plece acasă învins. Tu ai palmarez 100% cu turcii? Nu mă iau după palmarez. Depinde de... Eu am venit pregătit, vreau să câștig meciul. Sunt urmașul Ștefan cel Mare și vreau să câștig meciul cu turcul și atât. Cum ți s-a părut? Adversarul este un adversar foarte bun, are foarte multă experiență. Am văzut că au avut și acum un meci pentru centură, s-a bătut. Ce să-i urez? Multă baftă, dar România e puternică. Îți place centură? Într-adevăr, frumoasă centură, frumoasă. Dar nu visăm acum, mai așteptăm. Așa în viitor i-ai pus gând rău? La centură? Mama e de centură, trebuie să o duc la stână. Ce schimburi interesante de replici ai avut cu adversarul tău înainte de lupta de mâine seara? Mie mi s-a părut pasiv. A atacat, așa părea. E obișnuit ca pe TikTok. Te-a deranjat? Ar fi o jignire să mă deranjeze Florentin pe mine. Te întărâtă însă? De întărâtat m-a întărâtat de când a semnat contractul. Ce ai pregătit? Niște clere o să le dau în vestiar după meci. Păi nu, că mă duc, îl bat, plec, rămânem prieteni după aia.
Dar până atunci n-am ce să-i fac. Ce propuneai? Reprize de 3 minute? Da, vreau 3 reprize de 3 minute. Moro a spus 3 de 2 ca să poată să ducă și el. Când ești Florentin, atragi milă. Și probabil asta a atras din partea oamenilor, să-i se facă milă să se dea 2 minute repriza. Dar și vreau 3 minute sau 4, 5. Da, aia este. Decideți mâine. Nu, decideți mâine în ring cine e mai bun. Da, mâine o să vadă cine e mai bun. V-ați cam încins. Da, el crezând că am frică de el, am vrut să-i arăt că nu mi-e frică. A spus că ți-a pregătit o cutie cu eclere pentru mâine seară după ce te bate să ți le aducă în vestiar. Abia aștept. Eclerele? Să mă și bată, să vedem dacă poate și eclerele după cel bat. Nu e cam puternic? E de impresie artistică, nu? Totuși, la tine e o pauză. Și la el la fel. Din câte știu. Da, nu chiar atât de lungă. Neinteresant. De ce? V-ați încins și pe rețelele sociale înainte? Nu, acolo nu prea. Am fost mai subtili. Ce îi faci cadou? El a spus că îți face o ție o cutie cu eclere, dar te-ai gândit la un cadou pentru el dacă îl învingi? Cadoul pentru el o să fie înfrângere. Cum va fi lupta cu Ștefan Orza? O să vedem mâine seară. Eu sper să câștig, pentru asta m-am pregătit. Apreciez faptul că a acceptat, nu? Da. Ce mesaj ai în aceste condiții? Ne vedem mâine seară și facem ce știm amândoi cel mai bine. Te simți bine? Da, sunt ok. Te recuperezi. Până mâine o să fiu 100%. Cătălin Moroșanu aprecia faptul că, în ciuda faptului că Gafencu nu a reușit să facă categoria, a acceptat să lupte. Da, păi am acceptat, sunt luptător, îmi plac provocările, mâine seară voi face ce și mai bine, nu mă încurcă nimic, nu știu, un kilogram, două, trei, patru, cât o avea el în plus, eu sunt pregătit să mă lupt cu oricine la categoria mea, chiar dacă e puțin așa un extra, nu e nicio problemă, sunt pregătit. Crezi că e un pic slăbit? Se recuperează până mâine seară? Asta nu știu, depinde de el și sper să fie recuperat și să fie în formă bună, pentru că nu vreau să mă lupt cu un Edor Gafencu slăbit sau vreau să mă lupt cu cea mai bună varianta lui, sincer. Ce le promiți celor care vor fi prezenți la Polivalente? Le-am promis și până acum și la fiecare meci, spectacol și lovituri frumoase, combinații frumoase, e luptător foarte, foarte curat, eu la fel. O să fie o luptă pe cinste. Ați fost foarte eleganți la cântarul oficial, tu și Sebastian. Să cum na. Păi, vă dați seama, sunteți sportivi de performanță, noi facem performanță, facem sport. Aici nu avem nicio dușmănie unul cu altul, efectiv vorbim, ne salutăm, putem să mâncăm împreună, putem să bem ceva împreună. Acolo, efectiv, ne facem meseria. Suntem la un eveniment, bucurăm oamenii, ne batem, cel mai pregătit, cel mai bun va câștiga, ieșim din ring, mergem acasă, la familia noastră, ne antrenăm, adică nu este nimic personal, nu ne bate pe viață și pe moarte. Eu de-abia aștept să intru în ring. Dorește într-un mod special victorile? Nu neapărat. Eu dacă sunt gurmand, de obicei după meciuri mă duc să mănânc un hamburger, să beau o cola și pe aia mă bat la somn. Mă uit la meci de 100 de ori să văd unde am greșit, unde s-a văzut, dacă s-a văzut bine, dacă am dat bine estetic, dacă mi-au intrat contrele, dacă nu mi-a intrat contra, de ce nu mi-a intrat, după fiecare meci mă studiez. Ai văzut centura de dimineață? Da, am luat-o pe mine, e a mea. Deja? Da, sigur. Ce se va întâmpla mâine seara? Mâine seara să fie un meci incendiar, cel mai bun o să câștige, adică eu, clar. Ridicați sala în picioare, adică o să fie nebunie. Suntem doi luptători puternici, o să se împartă lovituri multe și puternice, o să fie incendiar, o să fie show. Supărat încă după meciul de anul trecut și pe arbitraj? Nu sunt supărat, doar că am anumite regrete în legătură cu acel meci și sper că mâine seară să se schimbe totul, să fie totul cum trebuie. Te-ai focusat și a fost și acesta un element din... Nu știu, felul în care ai pregătit lupta de mâine seară? Da, sunt focusat pe meci, sunt pregătit pentru meciul de mâine seară și voi da tot să obțin o victorie. Ce se pare, Florin? Sunt un luptător puternic, un încasator bun, dar mâine sper să nu mai încaseze de multe, să se termine meciul înainte de decizie. Ești la finală? Da, de ce nu, dar înainte de asta trebuie să mă gândesc la meciul de mâine seară, să fiu concentrat pe meciul de mâine seară, să luăm pas cu pas totul. Ai vreun, nu știu, fel special în care sărbătorești victorile?
Nu am un fel anume în care îmi sărbătoresc victorile. Pur și simplu mă bucur și atât și mă gândesc la următorul pas. Ai un ascendent moral asupra adversarului tău. Am mai luptat odată, putem spune că ne cunoaștem, știm la ce să ne așteptăm unul de la celălalt. Te deranjează faptul că el încă se gândește la faptul că a fost dezavantajat, susține că a fost dezavantajat în lupta de anul trecut? Nu mă deranjează, deoarece lumea a văzut, oamenii care știu, au cât de cât logică cu sportul, au văzut ce a fost acolo, din ce cauză a pierdut și nu mă deranjează cu nimic. Ai pregătit ceva special lui Riste? Nu i-am pregătit ceva special, doar voi da tot ce voi putea în ring și cel mai bun să-mi vingă. Ai văzut centura de dimineață? Te gândești la ea? Am văzut-o, da, am văzut-o. Cred că mi-ar sta bine cu ea. Nu te-ai săturat să-ți aștepți adversar și să nu... Bine, Andrei Ostrovanu s-a accidentat, iată și ultimul adversar. Bună seara, se pare că am ghinion, să zic așa, în ultimul timp, pe partea cu adversarii. Mi-am dorit mult să mă bat, am vrut să fac acest meci cu Ostrovanu, din păcate nu s-a putut, s-a accidentat, după care trebuia să mă bat un italian, s-a accidentat și italianul și am sperat până în ultima clipă că va veni ceva, va veni și una. Cine ți imaginai tu că va veni așa cu două zile înainte și va zice, da, urc eu un ring cu Rembo? Sincer să fiu, nu știu, dar așteptam un adversar să pot face neapărat un meci. Mi-am dorit mult să mă pot bate în această gală, dar din păcate nu s-a putut și ce pot să zic. O să-mi susțin colegii și fie ca cel mai bun să câștige și aștept să văd cu nerăbdare piramida de mâine seara la 77 kg, să văd cu cine o să mă bat. Eu mi-i doresc pe ambii la fel de mult, și pe Gavencu și pe Ștefan Orza, dar într-un final trebuie să rămână unul. Ai vreun favorit mâine seara? Nu. De la altă categorie. Da, bineînțeles. Sebastian Cosmâncă și Bogdan Ostase. Pentru că sunt de-ai tăi. Ei sunt favoriții mei în momentul de față. Bun, te așteptăm mâine seara la gara.